Păi asta am și insistat la deschiderea sediului, de fapt la organizarea acelui eveniment, am hotărât și am și insistat să fie prezenți inclusiv parlamentari, începând cu Oana Bulai, deputatul Munteanu, Ciprian Șerban și ceilalți care ne reprezintă județul, cu excepția domnului senator Cu, care are ceva probleme de sănătate și nu a fost prezent. Dar vă asigur eu că 100% în organizația PSD Neamț există unitate și în primul rând s-au legat relații de amiciție și de prietenie. Nu mai sunt discuții așa cum am început când am preluat organizația cu fel de fel de, eu știu, hai să le spunem, răutăți. Astăzi când vorbim, fiecare își are locul acolo unde trebuie și știe ce are de făcut, în special pe partea de campanie. Deci putem spune că în momentul ăsta s-a tras linie. S-a tras linie dublă, S-a tras linie. continuă dublă. Da, nu mai sunt probleme. Am stabilit în mare parte, așa cum am spus, și candidații, Responsabilitățile fiecare. responsabilitățile. Fiecare răspunde de o zonă anume, de un sector, un colegiu, depinde cum